dimineața și bine ați venit pe canalul nostru. Ia uitați ce vreme avem noi afară de ieri, ninge în continuu. O să întorc mai bine camera și o să vă arăt. Este ziua lui Costin, vineri 13 ianuarie. Și arată în față. La mulți ani! Ce zi frumoasă ai! Ai primit cadou zăpadă! Da, exact. Zăpadă, nu glumă! 30 de centimetri de zăpadă, mă rog. Încă nu? Da. Îți place? Ai primit cadou de treabă. Îmi place, da. Și Achi te ajută! Și ia uitați și în spate cum arată grădina sub omotul de zăpadă. Bate și vântul, de asta nu e așa depusă drept, ca să spun. Frig nu este, cred că sunt un pic sub 0 grade, nu știu. Cred că mai puțin de minus 5. Și ninge de ieri, cu mici pauze. A și plouat așa un pic aseară, s-a încălzit și apoi a reluat zăpada, ninsoarea, și prognoza este că va ninge până, acum este de-abia 8:30 și prognoza este că va ninge până pe după amiază târziu, spre 5-6, vom vedea. Noroc că lucrăm de acasă, doar Seba va trebui să plece, are cursuri după amiază. Și Isa să vină din mini-tabără. Să sperăm că va fi ok drumul. Ia uitați cum ninge în continuare. Este de-abia ora 10 dimineața. Seba și Costin au ieșit pe la 8 și au făcut un mic drumeag aici, dar care este la loc plin. Uitați și copacii cu crengile îndoite sub zăpadă. Noroc că mai adie vântul și nu se depune toată greutatea. Și cam așa arată și drumul. Seba va trebui să plece mai târziu și de asta au ieșit să dea zăpada din fața mașinii. Vecinul, vedeți, și-a scos mașina de pe driveway ca să vină compania care le dă zăpada. Și așa arată pentru moment. Cum vă spuneam, o să ningă toată ziua. Dar se simte frumos și nu este foarte frig, așa că este plăcut afară. Dacă nu trebuie să mergi să conduci pe drum lung, este ok. Se aude cum, mă rog, că nu scârție, că nu e chiar așa de frig de scârțâit zăpada sub papuci, dar se aude frumos. Și brăduțul, umbrelă japoneză. Să sperăm că va rezista. Și aici Sasha ne privește din zăpadă. I-a ajuns până la gât aproape. Thank you.
și în pauza de masă tot asta face, dă la zăpadă. Ce să facem, nu-i așa? Cred că putem să ieșim în grădină și mai ales Achi să poată iasă la alergat. Ce face Achilon? Ce face Achilon? Bravo! Ce face Achi? E frumoasă zăpada? Ia uite așa frumos arată! Ce face Achilon? Ce face Achilon? Te joci în zăpadă? Ai nasul alb, Achilon! Ia uite-l cum zburdă! Bravo, Achi! Bravo! Bravo! Ce face Achilon? Achi! Ia uitați câtă zăpadă e pe dec aici! Se aude și vecina din partea cealaltă, curăță și ea zăpada. Ce faci, Achi, acolo? Ce faci? Bravo! Ce faci, Achilon? Bravo, pulină frumoasă! Îți ninge nasul! Se aud numai zgomote de lopătat în jurul casei. Ce faci, Achi? Brațe la tati? Da, să-i urez la mulți ani? Da. Bravo, Achilon. Să te uiți afară la cum ninge. Auci. Dai peste mână. Nu are și filmăm aici. Nu filmăm zăpada și tu îmi dai pupice. E aproape 4 după amiază și încă ninge de ieri. Este ora a 4:30, am terminat programul amândoi și am zis până vine Isa de la școală cu autobuzul școlar să facem o plimbare cu Achi și apoi Cosin se va apuca să dezăpăzească un pic aici la driveway
Ia uitați cum arată, câtă zăpadă este pe mașina mea, care nu a fost deloc curățată. Și ca să ieșim de pe driveway, trebuie să sărim aici, să ieșim din tranșee. Aici este locul mașinului Costin, pe care a luat-o Seba azi până la gară. A lui este la garaj. Și așa arată. Așa arată strada. Încă nu s-a oprit ninsoarea. Încă ninge așezat. Și Achi ne așteaptă la poștă, adică mă așteaptă să luăm poșta. Costin s-a apucat de treabă. Și curăță zăpada din fața casei. Cremă de zahăr ars și mere lui Costin, pentru că nu am reușit să ieșim din casă până acum. El e încă afară de la zăpadă și nu v-am prezentat rețeta, că o găsiți pe net. O să vă pun link. Și acum este momentul cheie, când ia să vedem, l-am răsturnat. Poate să bați așa. Ok. Ups. Wow. S-a toflocit un pic într-o parte. Dar arată foarte bine. Aici este ok. Da, cred că și la gust e bun. E, are mere coapte în mijloc și deasupra e crema de zahăr ars, iar dedesubt este umblat din albuș. Un pic de făină și zahăr. Ai avut o zi frumoasă de ziua ta? Da, foarte frumoasă. Ai primit cadou zăpadă mare, ca da. Și mine. Eu am primit prima zăpadă de sezon și tu o furtună de începută de ieri. Mai multă zăpadă. Mai multă, da. Cred că, decât când a fost ziua mea, nu mai țin minte. Mai multă, da. Cred că a fost acum a nins, cred că cel mai mult, așa deodată. A fost și lung ca durată. Panul ăsta, da. Pe panul ăsta, sigur, da. 30 centimetri, 35, cam așa că a fost. Da. A fost ceva. Și a nins, n-a nins mult, adică deodată, dar a nins încet și constant. Constant, da. Da. Păi, în primul rând, să ne trăiești. Să mulțumim tuturor care ți-au scris la mulți ani acolo la fotografia pusă de mine. Mulțumesc foarte mult. Am încercat să scriu și eu câteva vorbe la fiecare. Exact. Și... Eu nu am vrut să mă bag, pentru că sunt urările pentru el. Sigur că le mulțumim împreună tuturor. Uite, și Achi vrea să mulțumească. El totdeauna mulțumește, nu-i așa? Mulțumește cu niște încă nu am mâncat, încă nu am mâncat tortul, n-ai suflat în lumânări. Nu. Îl așteptăm pe Seba, care este la școală și... Vine mai târziu un pic. Exact, da? Vine la
Este doar Isa acasă, care alargă după Achi aici, care știu ce, a luat o cârpă de bucătărie. A, tricou, da. Pentru că te-ai schimbat cu unul din cadourile pe care le-ai primit de ziua ta, nu? Exact, da. Cu tricou cu bufniță. Da, lasă-l. Și ne prezinți ce cadouri ai mai primit? Da, îți arăt ce cadouri am mai primit. Sunt o carte cu samurai. Deci trebuie să le spui... Un ghid ilustrat despre istorie și cultura samurailor. Costin e pasionat de samurai, da. Chiar a participat la un curs de sculptură dat de mine și a făcut un samurai, care e la el pe birou, nu? Da, din Pavel Pol am făcut, exact, un samurai. Avem... O sculptură textilă și da. Asta este o carte pe care Seba și Isa au văzut-o astăvară la Cărturești. Da. Și... Dar nu mai aveau loc în bagaj, era în ultimele zile. Dacă vrea să joace aici, te incită la joacă, Isa. Și i-am comandat-o acum de ziua lui. Foarte frumoase ilustrațiile. Da, astea sunt de prima Poate că pagina. O să ajung și în Japonia odată să, da, să vedem ce se mai întâmplă. Acum că se poate călători, o să vedem ce facem. Exact. Și celelalte două sunt legate de altă pasiune a lui. Are o jucărie nouă, după cum știți. E da. O nouă mașină de cafea. Exact, ăsta este adus și mie. E ca o pâlnie, nu? Mânerul, da, e ca, ca un funnel, da, se cheamă pâlnie, da, ca să nu curgă cafeaua când o pui înăuntru, este un pic, uitați-vă, adaptată. Înaltă. Și are și niște magneți aici, când o pui să stea pe, vine direct așa. Nu pe cade. Exact, să nu cadă, să vină. Și cealaltă este? Cealaltă este după ce pui cafea înăuntru, că se mai fac niște gloduri, o vii și o... Mai decompactezi, mai așa. De, o sau aerez, înainte așa. Să o compactezi, nu? Înainte să o compactezi, o aerezi, ca să nu fie... Și poate fi folosită și, din ce am văzut eu atunci când am folosit French press-ul, poate fi folosită la French press, pentru că acolo nu se compactează și e bine să fie cu... Exact, să fie aerat. Și asta are magnet acolo, să nu cadă. Isa a văzut... La mijloc acolo, da. Da. Foarte frumos. Deci astea sunt cele două, să le testăm. N-am folosit până acum, o să vedem cum ne ajută să facem o cafea. Au venit chiar astăzi. Da, și... Trebuiau să sosească mâine, dar asta de cafea au venit chiar, le-a dus cineva pe furtuna de zăpadă. Da, am avut noroc să avem, să vină chiar de ziua mea. Dar încă nu le-ai folosit. Da, o să le testez acum să facem o cafea. Și să vedem cum îmbunătățesc calitatea la cafeaua care o facem. Exact. Mai avem și un card pe care l-am pregătit. Cuțu este destinatarul, așa îl alint eu pe Costin, Miții și Cuțu. Dar vreau să vină și Isa înainte, pentru că am ales-o împreună. O să o chem că e sus cu Achi, da. Imediat. Vine și el, că sunt prietenii lui în card. Ia să vedem. Bineînțeles. Asta este cardul, ca să-l vedeți. E plicul. Cardul e înăuntru. Plicul. Aici sunt prietenii care avem aici. Care dansează la petrecerea ta. Aici cu capul prietenul, care sunt masă. Așa. Eu sunt masă, de ce face? Am oprit pentru că să nu ne pună YouTube-ul copyright la Conga, dar îl ținem cântă așa Conga, dacă dăm ca să mai vedeți mult, ce mai invitație are Costin la petrecere. Da, de la Achi, din partea lui Achi și nu numai. Sunt colegii lui, vezi că ți-au zis enjoy. Deci îți place cardul? Da. Am ales frumos. Bine cu Isa. Aici este scris data de astăzi. Scrie la mulți ani, sănătate și bucurii din partea familiei. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumesc foarte mult. Eu și cu Achi, că Achi nu poate să vorbească și vorbesc și pentru el. Dar nu-i ziua lui astăzi. Te-a chemat la party. Te-a chemat la party. Ziua lui tot timpul. El și-a invitat prietenii. Care nu-i așa, Achilon? Care are din, lângă curte, sunt alți ce face, prieteni ce care mănânci? Sunt... Da, și când vine Seba o să vă arătăm, o să tăiem și tortul. Sperăm că e și gustos. Ultima parte, să vedem dacă să facem șampanie sau o lăsăm pe mâine să vedem. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Tati
trăiască, Costin să trăiască, la mulți ani! Hai! Make a wish! Bravo! Uite-l pe domnul Aki, ne urmărește Make de afară. Hai să vedem cum arată și în interior. Chiar dacă s-a prăbușit acolo, nu cred că e o problemă, nu? Și primului îi punem sărbătoritului. Mulțumim! Dacă vine cu farfuria. E ok, las că îi pun direct lui. Ia uite cum arată. Foarte frumos arată. Deasupra crema de zahăr ars, merele coapte și blatul, stai că mai ai aici, a căzut un pic de... De măr. De măr și cremă. Cum să nu punem aici? Mulțumim! Hai! Următorul, Seba. Seba, începem din partea aia. Ia uite-te, asta arată și mai... Foarte frumos! Foarte frumos! Apoi Isa. Isa. Și cu mine, eu pot să am și rupt, nu mă deranjează, e la fel de bun la gust. Hai, poftă bună și să ne trăiești! La mulți ani! La mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc! Și restul care a rămas e al lui Aki, nu? Exact. Așa este. Este foarte bun tortul. Am început să mănânc din crema de zahăr ars. Și am gustat și un merișoar. Bravo! E bun? Isa? Da? Bravo!